În București, arhitectura de bună calitate în domeniul locuințelor se lasă de cele mai multe ori destul de greu descoperită, clădirile respective fiind amplasate în zone de case vechi, în spatele marilor artere socialiste. Am avut surpriza să descoperim un astfel de imobil cu apartamente pe o străduță ascunsă în spatele unui mare bulevard din nordul capitalei. Arhitectul Tudor Stoica a proiectat acest mic bloc cu parter și trei etaje, cu un apartament pe fiecare nivel, cu excepția parterului unde se află un apartament și o garsonieră. Spațiile sunt generoase și ni s-a părut ofertant faptul că fiecare dintre cele trei apartamente mari, situate la etaje diferite, sunt decorate și finisate, fiecare complet altfel, cu ambianțe realizate în tendințele cele mai actuale în materie de decorație interioară. Am vizitat mai întâi apartamentul propriu al arhitectului și familiei sale, situat la ultimul nivel, decorat și finisat, putem spune destul de non-conformist, în stil industrial, cu plafoanele din beton aparent, pardosel de piatră în zona de zi și o serie întreagă de detalii amuzante și totodată practice pentru o familie cu trei copii mici. Ni s-au părut interesante și frumos alese contrastele și petele de culoare care încălzesc atmosfera. Decorul industrial poate părea în general rece, chiar inospitalier, dar Tudor Stoica și soția sa au știut să-l facă extrem de vesel și de personal. Dincolo de ceea ce ține propriu-zis de arhitectură, mobilierul de familie personalizează mult și încălzește spațiul. Bucătăria are același decor industrial foarte simplu. O mașină de gătit electrică profesională din inox contrastează cu blatul de lemn și placajul de piatră de pe pereți, care este același cu cel de pe jos. Camera fetelor mari este rezolvată cu un sistem foarte simplu. Un pat suspendat din elemente de lemn tot industriale, vopsit de data asta în roșu, care lasă loc de desubt unui loc de lucru și unor mici dulapuri pentru haine. Să spunem că aceste piese de mobilier colorat, care se regăsesc mai peste tot în acest apartament, sunt chiar creația proprietarului. Apartamentul de la etajul 1 este complet diferit, deși spațiul este practic același. Proprietarii au optat aici pentru un decor în stil provençal francez, cu mobilă albă patinată. Este o opțiune extrem de caldă ca atmosferă și personală în același timp. Dintr-un vestibul generos, care face și legătura cu dormitoarele, se pătrunde într-un living mare, decorat cu mobilă albă, cu câteva piese strict necesare. Un colț de salon cu canapele din pânză groasă de in și o masă joasă, o consolă pentru televizor, o bibliotecă și un bufet. Thank you.
bucătăria este practic un loc foarte convivial, servind și drept sufragerie. Gazda ne-a mărturisit că în momentul în care vin musafiri, este locul predilect de adunare în jurul celei care pregătește masa. Decorul este similar celui din living, cu aceeași mobilă albă patinată, cu blaturi groase din lemn masiv. Ca un simplu detaliu, mi s-a spus că doar blatul insulei din bucătărie a fost adus cu greu, pentru că el cântărește 200 de kilograme. Bucătăria a fost rezolvată funcțional cu această insulă pe care se găsește mașina de gătit, zona de la perete fiind destinată preparării prealabile a legumelor și cărnii. Culoarul de la intrare, așa cum spuneam, conduce la dreapta spre zona de noapte. Aceasta din urmă este formată din două dormitoare, unul matrimonial și unul pentru oaspeți, care servește și de birou și două băi. Apartamentul de la etajul 2 este decorat într-un stil minimalist și foarte funcțional, ca să spunem așa, mai clasic. Proprietarii au optat aici pentru un living extrem de spațios, legat de o bucătărie deschisă în stil american, în apropierea căreia se află locul de luat masa. Zona de living este mobilată cu o canapea panoramică de piele, care formează un loc foarte confortabil de stat la televizor în fața unei spectaculoase biblioteci fixe. Remarcăm și aici accentele de culoare, care înveselesc și totodată încălzesc spațiul. În apropierea intrării se află baia principală, cu pereți de sticlă colorată, care dă un sentiment suplimentar de spațiu și lejeritate. Apartamentul are două dormitoare, unul matrimonial și celălalt pentru micuțul băiețel al familiei. Acest imobil a fost, trebuie să o spunem în final, o reală surpriză. Ne-a făcut plăcere să-l filmăm pentru dumneavoastră, evident pentru tot ceea ce ați văzut. Ceea ce nu ați văzut, dar merită menționat, este că locatarii acestui imobil sunt tineri și buni prieteni între ei. Acest lucru creează o atmosferă deosebită, din nefericire, din ce în ce mai rar întâlnită în Bucureștiul de astăzi. Le mulțumim și noi din nou pentru găzduirea pe care au acordat-o emisiunii Decor și Stil. Cut 7. Hoogie Boogie Blues.